am citit cartea și este atât de plină de optimism. Și dumneavoastră spune și lucru foarte interesant aici, dar de ce sunteți așa tristă? Și m-am gândit să o întreb, zic, hai că dacă o întreb, sunteți cumva antreprenor? O să dau bine oricum, fiindcă dacă zice nu, nu sunt, o să zic, e, n-ai cum să știi de ce sunt așa tristă în seara asta. Iar dacă zice sunt, o să-i spun, păi ar trebui să înțelegi că e una din zilele alea, da? Apropo de cât rezistăm. Prezentarea mea de astăzi se numește, este old school, e pe o foaie de hârtie și se numește Let a thousand flowers bloom. Să lăsăm 1000 de flori să înflorească este un vers frumos chinez pe care, din păcate, în 1957 l-a folosit Mao. În felul următor, lăsați 100 de flori să înflorească și a vrut să încurajeze pe cei care criticau regimul comunist chinez, da, să-și spună opiniile liber, cei care l-au crezut au sfârșit în închisoare. Totuși, versul este frumos și sensul în care îl folosesc astăzi aici este: lăsați antreprenorii români să ajute economia românească să se dezvolte, să crească. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că eu definesc un antreprenor nu prin cifra de afacere, nu văd succes în cifra de afacere, ci văd antreprenor prin valoarea pe care poate să o creeze. Nu văd un antreprenor în sensul că a semnat două contracte cu statul și a făcut o afacere de 10 milioane și dacă te uiți, nu că nu are brand, nu că nu are echipă, dar te întrebi care e valoarea pe care a creat-o în urma acestei întreprinderi. Antreprenorii pentru mine sunt cei care creează locuri de muncă, sunt cei care visează, sunt cei care își iau riscuri și sunt cei care, chiar dacă nu stau foarte bine cu planul de business, apropo de întrebarea dumneavoastră, da? Deși eu am aici unul dintre antreprenorii mei preferați ever în România, client de-al meu, da? Domnul Florin Talpeș de la Bitdefender și te asigur că le știe pe toate și te asigur că le-a făcut pe toate, da? Și eu am avut multe de învățat de la el ca antreprenor. Sper că și el a avut de învățat de la mine ca branding, da? Chiar dacă nu le știu, face foarte bine pe toate, cred că antreprenoriatul este legat de a produce o formă de valoare nouă, prin inovație, prin creație, prin, dacă vreți, prin vis și tot trebuie să creeze ceva nou. Dacă lași în urma ta o echipă excepțională, dacă creezi un alumni, da? Niște oameni care să creadă într-o idee, mare lucru e asta. Și asta este antreprenoriatul. Antreprenorii sunt vitali pentru România în acest moment și cred că, nu știu, poate e pretențios spus un studiu, dar ceea ce a făcut Adina este să, știi, când zgâri un picuț o suprafață. De fapt, despre asta e vorba, când spui că valorile noastre social-antropologice nu se prea pupă cu valorile antreprenoriatului, poate ne putem da seama despre aliura de erou a acestor oameni în economia românească, pentru economia românească. Sunt două perspective din care vreau să vă vorbesc despre cum să lăsăm 1000 de flori să înflorească. Este perspectiva statului, a guvernanților și perspectiva noastră. Și opiniile mele aș putea să le sumarizez în felul următor. Dacă ne uităm la perspectiva asta a statului, a guvernului, vedem o listă nesfârșită de piedici, de bariere,
pentru a face antreprenoriat. Și părerea mea personală este că cea mai importantă piedică este corupția. Atâta timp cât statul nostru este un stat corupt, de ce cei tineri, spre exemplu, că uite, a întrebat domnișoara de acolo și eu văd în tineret, în millennial consumers, văd oameni care vor face antreprenoriat cu mult mai multă forță și cu mult mai multă viziune decât am făcut-o noi, generația care suntem în momentul ăsta între 40 și 50 de ani, da? Eu cred că se schimbă și cred că o să fie mult mai mulți antreprenori între voi. Ei bine, când statul este foarte corupt și resursele țării sunt limitate, oricât de bogați am fi, de fapt nu suntem așa bogați, hai să ne uităm cu atenție. Dacă accesul la acele resurse este limitat de un mecanism corupt care nu încurajează nici competiția, nici crearea de valoare, atunci cum am putea să-i motivăm pe cei tineri, da? Să facă antreprenoriat. Că nu-s proști, se prind repede. Se vor duce și vor face antreprenoriat la Berlin, la Londra sau la Singapore. Foarte mulți dintre ei sunt nativi cu tehnologia. Ideile le pot avea și în țara asta, și în toată capitală europeană sau din restul lumii. Corupția este un mindset în care acceptăm că nu vom avea standard și oricum vom avea succes. Acceptăm că nu creăm nimic nou, nimic de valoare și oricum vom avea succes. Asta este corupția. Corupția este o boală care îmbolnăvește pe cei tineri. Fiindcă nu-i face nici ambițioși, nu-i face nici aspiraționali și la cele ar mai trebui viziune, nu-i așa? Le trebuie doar un instinct prin care să rezolve lucrurile într-un fel pe care contextul economic și social îl acceptă în acest moment și chiar îl promovează în această țară. O altă barieră pe care statul și guvernul, guvernele din ultimii 20 de ani din țara asta, o altă barieră pe care o pun în fața antreprenoriatului este confuzia, neclaritatea și ilogica sistemului legal, da, și lipsa lui de predictibilitate și imposibilitatea noastră de a ști sigur în acest moment dacă luăm o decizie, în ce fel decizia noastră, da, va fi sustenabilă în următorul an sau în următorii 2 ani. Orice business funcționează într-un context legal. Și dacă legile sunt neclare și sunt ilogice, cum am putea să facem din sistemul legal o certitudine, ceea ce el trebuie să fie în orice business, nu-i așa? În partea de... Noi operăm de un an de zile și din Singapore. Apropo de nevoia lui Brandient de a căuta și alte piețe în care talentul și knowledge-ul pot fi valorate. Și pot să compar continuu, da, statul singaporez și ce face statul singaporez pentru mine, un nimeni venit de peste, da, mări și țări, și ce a făcut statul român în ultimii 10 ani pentru mine ca antreprenor. Doar una din lucrurile plăcute care mi se întâmplă acolo este că orice problemă administrativă se poate rezolva via computer, da? Și cu minutele atașate. Nu trebuie să alergi, nu trebuie, ești informat când intri acolo. Ești informat. Dacă vedeți setul de materiale de informare a statului singaporez, vă veți dori instant să funcționați acolo. Nu vă impozitează nimeni dublu, da? Odată pe... De, știți cum pot să spun? Pot să spun așa, că statul singaporez mă tratează ca pe un singaporez, ca pe unul de-a lui, da? Pe când statul român mă tratează cu mult dispreț. Și ajung aici la aspectul moral și etic
al felului în care sunt tratați antreprenorii în țara asta. Faptul că, într-un fel sau altul, comunitățile în care noi lucrăm, da, nu sunt înnebunite după noi și nu vorbesc despre antreprenori așa cum vorbesc comunitățile poloneze. Fica mea are un prieten care a terminat o școală foarte bună în Statele Unite și a făcut un internship lângă primul ministru polonez și a povestit câteva lucruri. Și a povestit despre felul în care antreprenorul polonez, da, este respectat și ajutat de către guvernul polonez. Și cum nu există nimic în Polonia mai presus de antreprenorul polonez, mai presus însă, atenție, nu de cel care face o cifră de afacere nu știm cum, ci de cel care creează o valoare reală, autentică, da? O valoare care generează locuri de muncă, o valoare care generează un sistem competitiv mai bun și așa mai departe. Și da, Adina are dreptate. Antropologicul românesc, social românesc, nu este foarte încurajator cu demersul de drum lung, cu partea asta de a persevera în ceva. Se pare că toate țările post-comuniste și, uite, noi avem un proiect în Tunisia acum. Ei sunt la 2 ani jumate după o dictatură. Și văd foarte, foarte multe lucruri pe care le-am văzut aici în anii 90, le văd întâmplându-se acolo. Se pare că sistemele astea dictatoriale creează un comportament economic și social de un anumit tip. Un comportament atât de puternic că chiar speculez într-un fel, dar mi se pare că bate antropologicul, dar cultural. Adică ne-am dus acolo și am stat de vorbă cu foarte mulți oameni. Este un proiect în Telecom și parcă spuneau ceea ce știam, fiindcă noi trăisem deja lucrurile alea și ei erau exact în stadiul ăla. Uitați ce propun eu statului nostru și cred că dacă sunteți antreprenori în sala asta, doar puteți să adăugați multe lucruri acestei liste. Le propun o legislație motivantă, da, pentru business-ul antreprenorial. Motivantă. Motivant este un cuvânt, da, pe care dacă l-am putea dezvolta aici, cu ajutorul câtorva avocați și câtorva specialiști în taxe, cred că am putea să le punem pe masă. Faceți asta. Faceți asta fiindcă de 20 de ani nu ați găsit nici o sursă de creștere sustenabilă și nici un avantaj, nu ați construit niciun avantaj competitiv pentru România. Și noi vă spunem că antreprenorii pot să facă asta, drept care faceți aceste lucruri. De reducerea fiscalității nici n-are rost să intrăm, dar mai ales de predictibilitatea regimului fiscal, văd asta comparând acum cu Singapore, da? Văd logica legilor lor, când le povestim despre legi similare în România, ei întreabă săracii foarte curioși, toți absolvenți de Cambridge în guvernul din Singapore, poate asta e motivația, că ei nu-și plagiază lucrările de doctorat, ci graduează la Cambridge. Și ei încearcă să afle, da? De ce se întâmplă lucrurile astea aici? Poate e ceva de învățat din asta. Nu e nimic de învățat din asta. Doar că suntem noi confuzi. Respectul pentru antreprenori, să știți că se transferă de la guvern. Dacă primul ministru, care o fi el, a vorbit 3 ani de zile despre antreprenorii României, că și așa stau pe televizor mai mult decât în birourile lor, eu cred că respectul acestei națiuni pentru antreprenori ar crește, da? De asemenea, dacă în media n-am mai avea numai topul cu cei mai bogați oameni, ca să înțelegem, într-o țară post-comunistă e greu asta, nu?
Să vezi toată ziua topul cu oamenii cei mai bogați. Dacă media ar face continuu un storytelling de povești, că vă spun eu, povestea lui Florin, că noi le aflăm când le facem brandurile, da? Și nu-i deloc o poveste de top 300 sau top 500. Chiar nu e, deloc. Și toți antreprenorii pentru care cu mândrie lucrez în România și sunt cei mai mari antreprenori ai României, vă vor spune povești pe care probabil nu le puteți crede. Unul dintre cei mai bogați antreprenori ai României, bogați de adevăratele, da? Cu un business de o anvergură absolut fabuloasă, vă poate povesti că el conduce în continuare un Renault și că acum 10 ani se bucura când bea Pepsi sau Coca-Cola. Eu cred că media, fiindcă are forță să pună în mintea noastră și lucruri bune, trebuie să o lasă mai încet cu topurile celor mai bogați oameni și trebuie să le dea topul celor mai frumoase povești din țara asta. Și povești sunt destule. Chiar poveștile de insucces pe care chiar m-aș bucura, Adina, dacă e adevărat, dacă ar fi adevărat ce e acolo, eu m-aș bucura. Fiindcă relația noastră, într-adevăr, cu eșecul e una grea. Am fost educați în spiritul ăsta, da? De aceea și vrem succes cu orice preț de pe zi parte. Asta e greu, dacă nu imposibil. Știți ce am mai învățat de la guvernul singaporez? Am învățat despre subvenții pentru produsele de knowledge. Că dacă tot... El are dreptate într-un fel... nu-ți știu numele, dacă te uiți la... Viorel. Viorel are dreptate într-un fel. De unde atâta knowledge? Majoritatea au ajuns antreprenori nu dintr-o viziune sau dintr-o oportunitate, ci au ajuns antreprenori de nevoie. Au căutat o sursă pentru familia lor și pentru ei, da? Să se întrețină. Ei bine, au nevoie de knowledge. Guvernele astea care se tot fâțâie prin fața noastră ar trebui, așa cum dau subvenții pentru alte produse, să dea subvenții pentru knowledge. Pentru knowledge-ul de HR, pentru knowledge-ul de IT, pentru knowledge-ul de branding, pentru knowledge-ul de fiscalitate, pentru knowledge-ul de business strategy. Ce e așa mare lucru să dai subvenții pentru așa ceva și să-ți ridici o pătură de antreprenori, da, care poate, de fapt, să fie singurul motor sustenabil de creștere acestei economii. Am zis că o să vă spun, o să vorbesc despre două perspective. Cealaltă perspectivă este asta de ajută-te singur. Și aici sfaturile mele vin din zona în care eu fac, fără modestie, spun chiar o formă de performanță, atâta timp cât mă duc dincolo și pot să vând la fel de bine ca și în țara asta. Sfaturile mele în ceea ce privește branding-ul pentru antreprenorii români sunt următoarele. Există o reținere în a investi în brandul corporatist, organizațional, da? Pe care în ultimii 20 de ani antreprenorii au ignorat nevoia de a face brand și pentru compania lor. Și au făcut brand pentru produsele lor. Au zis, da, dar eu am produsul ăsta pe raft. Tu ai produsul ăsta pe raft și ai investit bani de branding, de design, de advertising, da? Dar nu ai brand de organizație deloc. Nu ai brand de organizație deloc și asta îți creează o problemă majoră. Nu-ți va atrage oameni valoroși de pe piață. Niciun om valoros de pe piață nu se duce să muncească pentru neica nimeni, da? Oamenii valoroși de pe piață urmăresc să lucreze pentru un brand mare de corporație. A atrage oameni valoroși înseamnă a construi un brand de corporație, da? Care e capabil să spună ceva mai mult decât
Eu mă certific prin acest produs pe raft. Sau prin acest portofoliu de produse pe raft. De asemenea, lipsa de interes pentru branding vine, de fapt, din reducerea brandului la un logo și la un nume, da? Și în modul cel mai la îndemână la o, nu știu, o campanie de comunicare. Însă eu trebuie să vă spun ceva, dacă sunteți la început de drum, când faceți branding, veți fi obligați să vă clarificați propria viziune și propria promisiune a business-ului vostru. N-aveți cum să faceți branding fără a face aceste două activități. Și atunci când vă definiți viziunea și vă definiți promisiunea, lucrurile vor fi mult mai simple pentru voi, fiindcă deciziile pe care trebuie să le luați în viitor vor trebui să treacă prin această sită. Adică chestia asta pe care o fac acum face parte din viziunea mea, răspunde promisiunii mele în fața stakeholderilor mei. Construiți-vă brand de la început, fiindcă vă veți clarifica într-un fel pașii pe care trebuie să-i faceți după aceea. Un alt sfat pe care vreau să vi-l dau este unul care nu o să vă placă, nici lui Florin nu-i place, nici lui Dragoș de la Dedeman și nici domnului Radu Enache nu-i place sfatul ăsta. Acela de a construi brand personal. Brandul personal vă ajută în antreprenoriat. Numai că, în România, brandul personal a devenit o arenă așa de, nu știu, cum să zicem elegant, de oameni de show-off, da? Fără nicio valoare, care nu că au făcut ceva sau că fac ceva, dar vorbesc îngrozitor de mult, da? Despre orice, se pricep la orice. În general, oamenii cu bun simț și oamenii care au treabă n-au ieșit toată ziua în față, da? Și-au văzut de business-ul lor. Dar numai că așa ajungem ca în România Dan Diaconescu să aibă brand awareness în 95%, iar omul acesta de aici, da, pe nume Florin Talpeș, să-l știm eventual noi cei care lucrăm în business, deși dacă se duce în America în anumite cercuri de business, vă asigur că știu mai bine decât îl știm noi. Brandul personal, de asemenea, nu s-a făcut și dintr-o reținere constantă. Am clienți care spun, mai bine să nu mă știe nimeni, Aneta, că dacă mă știu ăștia, știți cine sunt ăștia, nu? Deci ăștia sunt cei care, în momentul în care ajung guvernanți, vin să ceară tot felul de ofrande, da? Drept care oamenii săraci zic, mai bine... Bine, asta e peste tot, știi, nu știu cine a zis, Reagan, sau nu știu cine a zis că cele mai temute vorbe în business sunt de la guvern și am venit să vă ajut. Deci asta se pare că peste tot e rezolvată. Și ultimul lucru ultimul sfat pe care vreau să vi-l dau este despre creativitate și inovație în antreprenoriat. Inovația a devenit și creativitatea în general a devenit așa un buzzword zilele astea. Și suntem foarte tentați să o acceptăm ușor în domeniul tehnologic, spre exemplu, unde trebuie să fie core competence, dar o ignorăm cu totul în domeniul serviciilor de asigurări, spre exemplu, unde inovația se poate regăsi la nivelul, spre exemplu, al relaționării, da? A proceselor. Orice antreprenor capabil să inoveze prin simplificare, prin regândirea relaționării, prin regândirea consumption behavior-ului, da, într-o anumită categorie, este un antreprenor autentic, fiindcă este capabil să creeze valoare. Și o să închei spunându-vă că let a thousand flowers bloom, trebuie să se întâmple now, că nu mai avem timp, am cam pierdut 20 de ani. Și
Eu personal fac lucrurile astea, vă invit să faceți și dumneavoastră. Eu vorbesc despre antreprenorii pentru care lucrez, da? Și îmi propun să-i transform într-un arhetip al succesului în România. Și media, Marta face asta, de-aia o simpatizez. Marta, fiindcă e antreprenor, face lucrul ăsta. Media ar trebui să facă lucrul ăsta și putem să-l exersăm făcându-l între noi, vorbindu-ne de bine între noi, încurajându-ne unii pe ceilalți. Vă urez o săptămână plăcută de antreprenoriat.